Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Inflație, în calculul indicelui inflației, după niște clarificări care sunt așteptate de la Eurostat, că se lucrează împreună cu Institutul, mă rog, European de Statistică și probabil că oamenii de aici întreabă acolo și ăia sunt cum? Ce? Pariuri? Inflație? Adică atât de mult se cheltuiește în România încât trebuie să... Mă așteptam să zici că se ia în calcul la calculul pensiei. Și hai că dacă o bubui la păcănele, cum e vorba, s-o spună și la pensie 2-3 leuți. Da. Deci mi se pare foarte interesant. Pariuri, jocuri de noroc, astea o să fie incluse în calculul inflației. Cum afectează asta? Păi înseamnă în esență că românii au ajuns să cheltuiască atât de mult pe jocuri de noroc în țara asta, încât aceste sume trebuie luate în calcul la stabilirea valorii inflației din țara noastră. E indicele acelea care se tot comunică, știți ce a zis adineauri zilele trecute domnul Ciolacu, a spus că dacă nu adopta el ordonanța de plafonare a adăusului comercial, inflația ar fi fost 20%. Așa n-a fost decât 5%. Istorie contrafactuală, dacă mamare avea roți, era motocicletă. Vorba italianului, în fine. Deci calculul se face la Institutul Național de Statistică. Acolo se strâng date despre ce se cumpără mai mult în România. Produse și servicii, în general, și al căror preț, evident, influențează rata generală a inflației. E vorba de un număr foarte, foarte mare de intrări în această formulă. Adică, dacă vreți să înțelegeți amploarea calculului, trebuie să spunem că lunar, peste 100 de angajați de la INS, adună circa 150.000 de prețuri din 7.000 de magazine și din piețe. Și produsele la care statisticienii se uită sunt cele relevante pentru consum. Și lista variază, cum spuneam, adică anul acesta au intrat 75 de produse noi în coșul de consum și au ieșit 34. Și mișcarea asta spune ceva și despre cum se schimbă obiceiurile de consum ale societății românești. Iată, citez. Ca produse noi intrate pe listă, aș da ca exemplu broccoli sau avocado, a declarat pentru Hot News un reprezentant al INS, care a adăugat pentru aceeași publicație. De asemenea, a crescut mult consumul de mixuri de salate, consumul de somon afumat și de băuturi energizante. Mă, somonul afumat a sărit în aer, eu le mai luam copiilor. Nu te mai poți apropia, adică a devenit realmente o delicatesă somonul afumat. Știi ce poți să faci ca să mai... economisești. Știi ce poți să faci ca să economisești? Să iei, cum ar veni, somon vărsat. Și fum. Somon vrac. Poți să încerci și cu fum. Dau fum la o hârtie paragaz și îl pun la tândă hotă. Poți să ți-l la fum și singur, dacă ai un grătar cu capac. Da, se poate face chestia asta. Dacă nu, poți să-ți faci ceea ce în Scandinavia se cheamă gravlax. Și care se face foarte ușor. Se rețete peste tot pe net. Îți iei bucata de somon care se marinează în sare, cum ar veni, împreună cu mărar. Mă rog, toată rețeta este pe net și se împachetează strâns într-o folie de plastic și se pune la frigider. Și în două zile ai gravlax. Și din ala tai feliuțe subțiri și este foarte, foarte bun. Bine. Și îți iese mai ieftin decât dacă îl cumperi gata, evident, feliat. Da. Problema aici cred că e prețul somonului, neapărat că e afumat sau neafumat. Nu, că somonul s-a scumpit oricum. S-a scumpit, dar în limite oarecum decente pentru prețurile din ziua de azi. Dar asta a fumat, a bubuit. Bă, dar vă imaginați că avocado în România ar putea să intre în coșul de produse pe baza căruia se calculează rata inflației? Da, adică a devenit atât de popular? Da, e foarte popular, mai ales în rândul doamnelor. Mixul de salată. Salată la pungă. Da. Super. De la mai iau eu, chiar dacă nu se vede pe mine. Și da, ce faci? Că ei să râs de el sau ce? Nu, îl iau, îl... Adevărul că aia consum, dar nu-l consum așa simplu. Mi se pare una dintre cele mai mari invenții. Da, adevărul că culinare, știi? Că nu mai stai să te chinui cu salata, aia o spală, taie-o, se oxidează, mai arunci din ea, așa e exact cât îți trebuie. Tot acest domn de la INS declară pentru Hot News, citez, de anul trecut au fost incluse pe listă și aspiratoarele robot. Deci adevărul că a fost o invazie la un moment dat. A fost o invazie, da, de aspiratoare robot. Da, dar eu vreau explicații de la ascultătoarele noastre, doamnelor și domnișoarelor. Vă rog frumos, sincer, nu înțeleg această frază. Și vă rog frumos, dați-ne pe WhatsApp mesaje ce înseamnă ea. Deci, zice așa, citez. Statistica a remarcat tendința în creștere a prelungirii unghiilor cu gel.
așa că s-a uitat dacă e relevantă la nivel național și se pare că este, astfel încât va fi și ea inclusă în calculul inflației. Deci, voi știți ce înseamnă prelungirea unghiilor cu gel? Da, scuzați, nu mai e nevoie că ne explică Luca, zi. Da. Doamnele nu-și mai dau cu ojă acasă, da? Se duc și își aplică gel de ăsta pe unghii. Nu trebuie să-și mai lase unghiile lungi, nu știu ce, își taie unghiile cum vor ele și pe urmă le-o face din gel. Păi zice prelungire, mă. E prelungire, dacă nu mai trebuie să-ți lași tu unghii lungi cum își lăsau odată. Ca cum mai avea unghii false, cumva. Da, adică pot să-mi pun și eu unghii de-alea lungi, deși mi le erod. Nu cred. Da. Vrei să faci asta? Nu, faci asta pentru noi. Și se fac din gel acum și nu-ți mai dai nici cu o gel. Dar dacă e din gel, adică gelul e moale, nu înțeleg. Ba da, dar pui la niște aparate. La un aparat și îl dă în ce formă vrea doamna care se ocupă de asta și care câștigă foarte mulți bani. Și să știi că ăsta era un business pentru noi. Dacă era mai îndemânat, e că asta făceam. E coadă, e cu programări, cu luni de zile înainte. Băi, e nenorocire cu asta. Pentru că, practic, toate femeile acum își pun gel de la pe unghii, nu-și mai fac cu oji acasă. El, dacă se întărește, nu te supăra dacă e un gel. Când îl pui, când îl pui, e moale și el trebuie să se întărească, nu? Da. Și el cum stă în forma aia? Adică dacă pui... Întrucât se întărește. Se face ca un policarbonat. Se face ca cum un... E ca și cum ai... Păi, dar dacă prelungești el, pe ce stă? Stă în aer? Nu înțeleg. Stă pe unghie, e prins de unghie. Păi, ai zis că îți lungește unghia. Ți-o lungește cât vrei tu. N-ai văzut că sunele dau unghii de alea de 5 cm? Dar n-am înțeles niciodată cum fac cu ele. Dar, mă, în fine, mai ales puși tu aici. Vrei să mă duc să mă documentez la fața locului? Și e foarte bine cum se e lipită întâmplă. De unghia ta naturală. Dacă vrei să facem programare la salon și spui puțin, Luca. Gel pe unghie. Deci, prieten, vă rog să vă imaginați următoarea situație. Eu arăt lui Luca mâna mea. Da. Bă, eu am aici, uite, să zicem că aleg această unghie de la degetul arătător. Da. Pot să-mi dau cu gel pe unghie. Mm-hmm. Asta înțeleg. Mm-hmm. Dar după aia, ca să o fac atât de lungă, mm-hmm, și arăt acum încă 2 cm, să zicem, da? Ca să o fac atât de lungă. Da. Cum fac cu gelul? Că gelul, dacă pun, nu curge, fui mei, nu înțeleg. Are un aparat special, un stativ, îți spune acolo, la pormă vine cu lampa aia care îl întărește și el devine ca un... Gândește că e ca o rășină cu care lipeam noi bărbații parbrize, geamuri. Degetul intră într-o adâncitură și pe deasupra... Asta nu-mi cere să spun că n-am fost acolo. În primul rând, lumea ne avertizează că ne-am băgat într-un subiect care ne depășește. Doi, vezi că ai fost luat la ochi, domnul Vlad, că chiar nu te pricep la chestia asta, nu trebuia să te bagi. În al treilea rând, cineva, Andrei, ne explică. Este pe bază de rășini fotopolimerice. Se întărește instant la interacțiunea cu razele UV. Se aplică strat peste strat până lungește unghia. Acum ai înțeles? Înțelegi? Deci mulțumim pentru mesaj, e val de mesaje acum. Cum se făcea când îți spunea la stomatolog cu măselele, nu știu dacă se mai fac acum. Exact. Că se făcea din polimer de ăla și se făcea cu o luminiță. Exact același principiu. Bă, ce înseamnă? O de stomatologie la unghie, la manicură. Gelul, zice o doamnă, este mai ferm, are consistența untului, adică nu-ți imagina că e un gel ca un șampon. Și după aia îl polișează, îl sculptează, ce face? Asta e meșteșugul doamnei care încasează, știi ce spun? Și care au... un prieten, gelul nu curge, doar glacimenul mărut. Că erau mai slabi. Mă rog. Da. Deci tu crezi că asta ar fi fost o afacere pentru noi, Luca? Da. Stătii și pe cei la UV... Unghiuțe. Da, toate modelele, culori, bum, 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 lungim. Îți place să țesem frumos? Ți-a plăcut aia? Ce mai ziceți că faceți? Ți-a plăcut aia să țesem frumos și acum e să unghiim frumos, ha? Dacă e vreun salon de cosmetică care are nevoie de... face angajări și are nevoie de personal, eu zic că ar putea să-i scrie lui Luca. Nu ar putea să-mi scrie, că ți-am spus că dacă puteam să fac asta, nu mai eram de mult cu voi aici, ai încercat? Dar nu sunt îndemânatic. Ai încercat? N-am ce să încerc dacă știu că nu sunt îndemânatic. Eu lucrez mult cu cap. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.